s-ar mai putea spune despre poporul român ce nu s-a mai spus până acum? Că este inventiv, asta știm. Că este talentat, asta am văzut cu toții. Dar că are cultură generală, păi asta urmează să ni se demonstreze în următoarele momente. Cine a inventat hârtia? Hârtia? În felul următor este dintr-un copac pe care, dacă nu s-ar exista copacul, nu s-ar fi inventat hârtia. Și cred că este cineva care a făcut experimentul ăsta, după care s-a făcut și din maculatură și din reciclare și de mai multe chestii. Știți? Nu. Știu cine a inventat făietajul. Știți cine a inventat făietajul? Da, Jean-Pierre. Ok. Bun. Dar hârtia nu, n-am văzut. Nici unde? Hârtia. Michelangelo. Okay. Dar nu știi cine, ce popor, ce țară. Eu cred că eu, după părerea mea și asta și chiar știu asta, e nemți. Știi cine a inventat hârtia? Nu. Dacă mă întrebați de astea, nu știu. Nu știți? Știi cine a inventat hârtia? Chinezii? Care a fost cel mai mare zeu al dacilor? Asta am chinuit să mă gândesc, să scot un răspuns. Nu știu. Am mai luat din istorie. Cei de acolo, din partea cealaltă, de la arabi, încolo. Daci. Ah, daci. Stai că chiar știam pe bune. Romani? Ceva de gen? Zeu. Cel mai mare zeu al dacilor. Unul singur. Zeu. Bă, stai că pe asta o știam. Dar și de mi-am uitat-o. Suntem varză. Știi care a fost cel mai mare zeu al dacilor? Nici asta. Nu m-ați prins bine. Ce a fost Burebista și încă un... Zeu. Da, zeu. Nici asta nu știu. Ștefan cel Mare. Scuzați, și dacă am greșit, îmi cer scuze, că am mai văzut emisiuni din asta. Care a fost cel mai mare zeu al dacilor? Sam Noxes. Ce capitală are Turcia? Istanbul. Istanbul. Ce capital? Capitală. Capitală? Capitala Turciei. Istanbul. Deci asta nu știu să vă răspund, ca să pățea să mă fac de... Nu-i nimic. Ce capitală are Turcia? Ankara. Care este singura pasăre care își depune ouăle în alt cuib? O pasăre? Mai multe se varză. Pasărea Phoenix. Și știam babă. Nu știu. Barza? Pasăre. Da. Este... Stai așa. Face cucu. Face cucu, cucu. Cum îi spune? Stai așa. M-am mai luat exact ca la clasa întâia, dar asta e. Păi ți-am zis cum face. Da, știu. Asta nu știu. Vă zic dinainte. Face cucu. Pupăză. Nu? Nu, stați un pic. Nu? Este cucul. Cucul. N-am spus noi mai de mult că Bucureștiul este locul potrivit pentru a găsi cele mai bune răspunsuri la întrebările noastre? Ei bine, le-am găsit. Până data viitoare, a fost Alexa pentru Cronicuță. Pa, pa!